Cum vi s-a părut această activitate dedicată lui Mihai Eminescu? Activitatea a fost interesantă pentru că a adunat copii de la mai multe școli din oraș și pentru ziua de astăzi i-a adus împreună. Faptul că au recitat o parte din poezia lui Ceafăru i-a făcut să simtă că sunt fericiți că s-au născut pe aceste meleaguri unde a văzut lumina zilei și Mihai Eminescu. Noi am sărbătorit și la școală, pe clasea, ziua de astăzi, dar aici mi s-a părut că a fost mult mai interesant pentru ei. Ce tip de activități ați organizat la școala dumneavoastră despre Mihai Eminescu? În cadrul școlii numărul 10 am organizat cu cei mici, cu clasele pregătitoare și clasa 1, concursuri de desene, clasele a 3-a și a 4-a, concursuri cu întrebări de cultură generală privind viața și creația lui Eminescu. Apoi am avut o întâlnire la bibliotecă, unde am avut un concurs de recitări și prezentarea unei expoziții cu desene realizate de copii pe tema poeziilor lui Eminescu. Cum vă numiți? Minodora Topală, de la școala 10. Mulțumesc!